Campionatul județean al Ligii a 4-a fotbalistice va debuta sâmbătă, iar în primele etape sunt programate unele dintre cele mai puternice partide. Astfel, în seria Sud se vor întâlni între ele încă de la început favoritele la titlu, ceea ce a stârnit deja comentarii. Au fost discuții și pe marginea etapelor de programare că cineva le-ar fi pus intenționat. Nu ai cum să le pui intenționat pentru... Nu ai cum să pui bile. Vă spun sincer, programarea s-a făcut și în funcție de echipele care evoluează. Sunt echipe care evoluează pe același teren și trebuie să ții cont de ele, să nu pice în același moment. De exemplu, e Singurienul, Călugărienul. Chiar dacă sunt serii diferite, trebuie să ții cont la programare, să nu foști. Dar este un program. Deci toate programările se fac printr-un program, prin tabela Berger. Managerul campioanei în titlu, Arsenal Malu, a comentat la rândul său acest aspect. E adevărat, așa s-a speculat că primele etape ar fi cele mai importante. Eu nu cred. Cred că cele mai importante etape sunt până la urmă etapele cu jocurile cu echipele așa zise mici, între ghilimele, pentru că nici o echipă nu e mică la nivelul ăsta, fiecare își urmărește interesul ei. Dar, după cum știți, și anul trecut s-au pierdut destul de multe puncte și noi și contra candidaților și ne-au pierdut destul de multe puncte în compania acestor echipe. E adevărat că jucăm în a doua etapă, jucăm împotriva echipei municipalității, împotriva Dunării Giurgiu. A treia etapă avem deplasarea la Izvoarele, adversarii noștri din play-off de anul trecut. Sunt meciuri interesante, dar nu cred că în aceste prime trei etape se va decide campioana. Nu cred. Campioana se va decide la finalul campionatului, când se va juca și meciul din play-off. În prima etapă, Dunărea Giurgiu va întâlni ASSP-ul Izvoru. Un alt meci important este programat în etapa a doua, când Arsenal Malu va juca acasă cu Dunărea Giurgiu. Etapa a treia are programată iarăși o partidă între favorite, CSM Unirea Izvoarele, Arsenal Malu.